Acest material este dedicat pofticioșilor. Dacă încă nu ești pofticios, te poți abona și vei deveni unul. Oh, man! Talk about toasted! Man, the only thing I like better than an eggplant burger is a chocolate-covered eggplant burger! With hot sauce! Ra-cha-cha-cha! Hei, salut pofticioșilor, bine ați revenit pe Cup! Chiar dacă nu fac un burger cu vânătă și ciocolată, pofticioșilor, fac ceva și mai bun. Vinete împănate. Voi face vinete împănate cu usturoi pe pat de ceapă și roșii și vinete împănate cu mozzarella. Asigură-te că te-ai abonat la canalul Cup și hai să gătim împreună cele mai bune vinete pe care le-am făcut. Acum gata cu vorbăria, hai să dăm drumul! Pofticioșilor, am plan urmat, nu vreau să pierd nici măcar o secundă. Fac vinete împănate după o rețetă veche din cartea mea de bucate și cât vor sta la cuptor împănatele, am să fac o variantă numai bună de pus în burger. Voi începe cu ceapa, 3 cepe mari, căci trebuie să fie din abundență, un strat generos. O curăț de coajă, așa pe repede înainte, văd că de data asta sunt un pic mai ordonat și vreau să fac impresie bună. Ceapa o voi tăia fideluțe sau peștișori, e tot una, depinde de regiune. Și după ce le curăț, pun în mișcare mașinăria, adică mâinile astea două cu efect de turbo. Și așa mă mișc eu foarte repede, dar când derulez momentul la viteză mare, parcă se taie singură. Sesizați și voi? Laudă mare pe mine, m-am trezit bine și trebuie să recunosc noroc că dorm copiii să pot să fac și eu câte ceva la cup. Într-o tavă voi pune ceapă tăiată peștișor sau cum vrei tu să o numești. Obligatoriu trebuie să vă arăt, altfel nu se putea. Și cu mișate bine cepei, în compania sării, pun aproape o linguriță de sare și câteva linguri de ulei de măsline, vreo 6 să zic. Vezi, dacă nu folosesc lingura, apuc să mă destrez și eu puțin. Amestec totul bine să ajungă uleiul peste tot și să încep să plâng așa cum se cuvine. Stai liniștit, nu am pățit nimic, doar dorul de ceapă mă încearcă. Apoi două căpățâni de usturoi, își fac simțită prezența și vor și ele în rețetă. Cumva și-au dat seama că sunt importante și abia așteaptă să facă minuni. Prima dată voi pune puțină presiune pe ele pentru a transforma căpățânile într-o haită de lup. Pardon, de căței. Fac puțină ordine să rămână doar actorii, cățelușii în aparatul miraculos, da, toți. Parcă se și vede invidia care mă roade. Și pofticioșilor, am văzut eu într-un film SF cum că usturoiul se curăță foarte ușor cu acest aparat inventat de curând, cred că anul trecut, iar cel care l-a inventat acum e milionar. Da, da, mie nu mi-a venit ideea asta, nu m-a dus cap. Iar în ce privește mișcarea, să știi că nu trebuie să fii numai decât barman, poți fi și un simplu cetățean. Să știi, pofticiosule, că dacă vrei și tu un aparat de curățat usturoi la foc automat, am câteva sute, și mai mari și mai mici, le dau ieftin. Dacă dai subscribe cu notificările deschise, îți spun unde le găsești gratuit. Cât despre aparat, ia uite, aproape perfect. Aparatul e din primul lot, e experimental, dar celelalte sunt fabricate în UE, sunt mai bune. Hai, ai dat subscribe, ai dat drumul la notificări? Dacă da, nu uita să te duci repede la oficiul poștal Cămară și să îți alegi de acolo un aparat care îl dorești tu. Ai și mai mari și mai mici, orice ai alege e gratuit. La fel și cu abonarea la canal, e gratuită. Eu plătesc pentru voi, așa că abonați-vă. Las linkul în primul comentariu. Ei, pofticioșilor, iată vedeta de azi. Ai zice că e o legumă samba, dar nu e. Nici măcar eu nu știu de ce fac mișcările astea. Cred că muzica de fundal. Da, ia o fi, altfel nu-mi explic de ce am comportamentul ăsta. Sau o fi de la prea multe vânzări de aparate de curățat usturoi. Ia vezi cât subscriberi am. Am trecut de 100.000? Dacă încă nu, abonează-te și tu. La un video pe săptămână e parfum comparativ cu mesajele de la e-magazine. Le tai capetele, le tai pe din două și mă apuc să fac câteva incizii alandala, dar să fie peste tot și pe fiecare. Altfel nu mai are farmec și nici gust. În aceste tăieturi vor intra cățeii de usturoi, care, așa cum știți, își vor lăsa aroma și vor da un gust absolut minunat preparatului cu vinete. Rând pe rând iau fiecare jumătate de vânătă și înfing usturoi în ea. Trebuie să recunosc că am avut mai multe incizii decât usturoi, iar ca să nu mai curăț alții, i-am înmulțit pe ăștia. Ei, cum? Cu un descântec scurt și un cuțit ascuțit. Nimic complicat, doar o vânătă împănată cu usturoi. O să șterg restul de cadre să nu te plictisesc și sar direct la vinetele în tavă. Așez vinetele în tava cu ceapă, dar peste ceapă, da? Așa ca în imagini, vă rog eu tare mult. Am inventat eu suficient și așa e cel mai bine. Uite, așa trebuie să fie. Dacă nu, mai încearcă. Nu are cum să nu îți iasă. Apoi consider foarte necesar să le dau cu puțin ulei, să se rumenească ușor la cuptor și să stea sarea pe ele. Vânăta e o legumă dulce și are nevoie de sare. Pune
sare după gust sau ușor peste gust, iar dacă ți-e frică să pui prea multă, mai poți pune și după. Eu am câteva roșii proaspete, dulci și gustoase, numai bune de folosit. Roșia se taie în felii groase, de aproximativ 1 cm, și se așează peste vinete, care odată ajunse la cuptor, vor lăsa din suc peste vânătă și ceapă, iar ele se vor carameliza foarte frumos. În ce privește gustul, cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, sau mă rog, doar prezentarea mea. Nu știu dacă ai observat, dar toate ingredientele folosite sunt cele care merg cel mai bine cu vinetele. Singurul aspect care diferă de alte rețete e modul de gătire, adică coacerea lor la cuptor. Iar ca să ajutăm puțin viitorul, le pun pe deasupra puțin ulei de măsline, urmat bineînțeles de faimosul și nelipsitul piper, iar mai apoi sarea, care va da gust și vor ajuta la deshidratarea roșilor, să capete o crustă interesantă, ușor arsă. Pofticioșilor, cam asta e. Da, asta e tot. Și ați văzut de cât de puține aveți nevoie pentru a avea cea mai delicioasă rețetă cu vinete pe care o vei mânca vreodată. O voi da la cuptor pentru o oră și jumătate, la 180 de grade, sau până ce instinctul îți va spune că este gata. Crede-mă, vei ști când sunt gata. Așa cum eu, cu încredere, trec la rețeta numărul 2 de vinete împănate, pentru că știu că am timp suficient să o fac și în felul acesta mai stăm și noi puțin de vorbă. Nu-i așa, Paula? Ori tu, Gabriela? Sau poate Andrei, care mai are puțin și ajunge la mine în bucătărie. Am lăsat la urmă cea mai vânătă dintre toate. E cum s-ar zice o vânătă babană. Vânăta este numai bună pentru ce vreau eu să fac. Voi îndepărta câteva felii pe care le voi face pane, tai cu cuțitul să zic 2-3 cm în felie, ce va reprezenta gura de hrănire, adică pe acolo vânăta va fi îndopată cu mozzarella. Apoi cu vârful cuțitului tai pe interior, dar fără să ating sau să tai marginile. Trebuie să fie ca un buzunar. O secundă să vă arăt. Vedeți ce gură de pofticios are? Așa trebuie să le faceți pe toate. Din vânăta asta am vor ieși 6 bucăți de împănate. Restul vor ajunge pane. Profit de ocazie și le voi prăji și pe acestea. Vreau să procedez ca la carte, iar ca la carte înseamnă să pui feliile de vinete într-un vas, să le sărezi bine pe toate fețele și să lași jumătate de oră pentru ca sarea să scoată din zeamă. Sucul de vânătă e amar și nu se consumă. Ba mai mult, vânăta în stare crudă e toxică și de asemenea nu se consumă. Ăsta e și motivul pentru care se prepară termic. Cât stau vinetele bine mersi la salină, voi bate 3 ouă bio de curte cu puțină sare și piper pentru a scălda minunata vânătă în ea. M-am gândit un pic mai bine și cred că mai am nevoie de încă 2 ouă. Nu e momentul să ne zgârcim, tocmai am primit raportul de la găina șefă și stăm bine cu producția de ouă, deocamdată. Așa că mai sparg 2 ouă și amestec totul bine ca pentru omletă. O biluță de mozzarella e suficientă pentru ce am eu nevoie. O voi felia în cel puțin 6 bucăți, dar care să aibă același gramaj de brânză. Iată și vinetele, după cum vezi au lăsat puțină zeamă și au și puțină sare în exces, așa că le voi spăla de excesul de sare, sub jet de apă rece, apoi după un duș rece e nevoie să te usuci rapid, să nu care cumva să răcești. Așa procedez și eu, le scot de sub duș, le pun pe un prosop de bucătărie, cu cealaltă jumătate de prosop vin peste vinete, presez ușor să iau din excesul de apă și cam asta e. Următorul pas e să pregătim vinetele pentru etapa finală, adică e momentul să hrănesc și să îmbrac vinetele cum se cuvine. Iau câte o felie, o îndop cu o bucată de brânzică, o trec prin făină de grâu, apoi rapid în baie de ou și evident le trec peste pesmet. Vreau să iasă aurii și crocante. O să vedeți voi pofticioșilor despre ce vorbesc. Fără nicio problemă le voi așeza pe tocător. Pesmetul are grijă să absoarbă repede din excesul de ou, așa că nu fac mare murdărie. Și cum șade bine povestitorului care vrea să se știe apreciat, te invit respectuos să-mi dai un like și să te abonezi, e gratuit, iar pe mine mă ajută foarte mult. Vezi că am lăsat un link în primul comentariu de unde te poți abona în caz că nu găsești butonul. Apasă pe el și cu un click m-ai făcut cel mai fericit om, iar tu, un pofticios adevărat. În cratiță pun să zic 150-200 de ml de ulei. Îl las să se încingă bine și așa cum era de așteptat, voi prăji aceste feliuțe în ulei. Totuși, atenție, că sunt foarte delicioase și dau dependență precum spartul semințelor în dinți. Opriți-vă la 3, să nu vă pară rău mai târziu. Știu ele, doamnele, la ce mă refer. Se prăjesc 2-3 minute pe fiecare parte, nu le rumeniți prea tare și obligat forțat puneți-le pe un șervet de bucătărie după ce s-au prăjit. Asta ca să mai reduceți din excesul de ulei. Cred că sunt gata. Ia uite la ea, a expandat mozzarella. Ce culoare, ce minunăție! Pofticioșilor, a zis el bine, Scubidu, că vânăta e bună, iar paneurile astea de vânătă cu mozzarella îți de senzație și chiar fac senzație. Uitați-vă și voi! Cât despre secțiune, nu ai cum să nu te bucuri de ceea ce vezi. Atenție, dă dependență! Dacă cumva îți plouă în gură, uită-te și tu în altă parte până ce termin de întins. Vezi să nu care cumva să te uiți la butonul roșu din dreapta jos. Dacă vrei să schimbi culoarea, trebuie să apeși pe el. A, și nu te costă nimic, e gratuit.
să fii pofticios. Da, e așa cum mi-am dorit, o rețetă simplă, delicioasă, din ingrediente accesibile, care te vor încânta și îți vor da câteva clipe de liniște cât să le savorezi. Cât despre gust, pofticioșilor, nu are sens să insist. Se vede, se simte, iar rețeta asta merge direct la favorite. Iată, asta a fost o rețetă intermediară în care am jonglat cu vânăta și am evitat timpii pierduți inutil, în așteptarea rețetei vedetă, și anume vânăta împănată cu usturoi, pepa de ceapă și roșii. Oricum ar fi, te invit să o încerci, căci da, poate fi o alternativă reușită pentru o gustare nemaipomenită. Și pentru că se apropie ora cinei, zic să aduc și eu de la cuptor vedeta din acest episod. După o oră și jumătate petrecute la 180 de grade, s-au transformat în ceea ce se vrea a fi o masă pe cinste. Pentru tine, pentru familia ta, invitații tăi, sau poate chiar pentru a doua zi, ca pachetel la muncă. Iar acum, pofticioșilor, farfuria așteaptă. Eu sunt nerăbdător, voi așteptați reacții, ce pot să zic. Să înceapă festinul. O așez pe farfurie și da, mâncând și judecând cu ochii, mă declar foarte mulțumit de rezultat. Iar în ce privește gustul, deși e un preparat pe care îl facem destul de des în sezon și știu cum este, de fiecare dată ne lingem pe degete și ne minunăm de cum a ieșit. Iar acum, iată, e așa cum trebuie să fie, fenomenal de bun, de gustos, de aromat și de parfumat. Pofticioșilor, dacă până acum nu erați fan ceapă, gustați-o pe asta. Este de-a dreptul fantastică, iar mirosul te lasă fără cuvinte. Și așa cum am spus, obligatoriu să iei cu de toate. Cu fiecare îmbucătură te vei îndrăgosti și mai tare de acest minunat preparat. Iar ceea ce se vede nu e absolut nimic regizat. Totul vine natural, ca la un pofticios adevărat. Iar roșia asta caramelizată e fenomenală. Usturoiul și el, vânăta, ceapa, toate astea au ieșit a întâia. Da, pofticioșilor, am făcut două rețete, sunt minunate amândouă, ambele vor fi pe lista de preferate, iar ție nu mai rămâne decât să-ți spun să ai poftă, iar prânzul sau cina ta să includă și aceste preparate cu vânătă. Eu sunt Paul, cel care gătește, filmează, editează și scrie pentru oameni frumoși ca voi. Dacă ți-a plăcut, te invit să-mi dai un like, să comentezi și să te abonezi. Și nu uita să dai play pe Cub.